ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. În Bacău, acțiunile polițiștilor rutieri continuă. Festivalul istoric la Gura Văii. Motosportul băcăuan, trofeul Valea Uzului. Acțiunile polițiștilor rutieri continuă. Polițiștii biroului rutier Bacău, alături de cei din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității, împreună cu specialiștii Centrului de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog, continuă activitățile de prevenire și combatere a consumului de alcool sau droguri în rândul participanților la traficul rutier. Odată sunt aduse în discuție noile modificări legislative prin care măsura retragerii sau reținerii permisului de conducere pentru 72 de ore este de natură a înlătura un potențial pericol de pe drumuri republice până la primirea rezultatelor de la medicina legală. Atât polițiștii, cât și reprezentanții Centrului de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Bacău pun accent pe prevenirea și combaterea consumului de substanțe psihoactive la volan și nu numai, în vederea reducerii riscului rutier și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor. În zilele toride este esențial să ne protejăm sănătatea. Recent, jandarmii băcăuani au intervenit rapid pentru a ajuta un bărbat de 65 de ani care a avut un incident de sănătate în timpul culesului de mure. Acesta a acuzat dureri în piept și amețeli, dar a avut norocul să ajungă la marginea străzii, unde a cerut ajutor. Jandarmii băcăuani nu au stat pe gânduri. I-au oferit primul ajutor, l-au hidratat cu apă și au sunat imediat la 112 pentru a solicita intervenția unei ambulanțe. Bărbatul a fost preluat de echipa medicală și transportat la spital pentru investigații suplimentare. O acțiune de promptitudine și solidaritate care ne reamintește importanța ajutorului în momente de criză. Mulțumim jandarmilor, plutonier adjunct Florin Sfârlog și sergent major Balmuș Cătălin. Primăria Municipiului Onești și Asociația Open Your Heart au organizat duminică 28 iulie, ora 19, în piața Catedralei, la gala Atypic Beauty Onești 2024 by Magda Coman, un eveniment emoționant care a transmis un mesaj puternic și anume, frumusețea e în noi, nu în aparențe. Duminică 28 iulie, de la ora 19, pe scena Atypic Beauty Onești au urcat 12 modele de viață extraordinare în fotoliu rulant și care au defilat alături de personalități locale din Onești și nu numai. Cosmina Păsărin a fost gazda acestui eveniment de neuitat, iar atmosfera a fost completată cu momente muzicale susținute de Alexandra Ungureanu și Emanuel Cârstea. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Atypic Beauty. Eu sunt Cosmina Păsărin și am deosebită plăcere de a fi gazda dumneavoastră. Haideți să-l aplaudăm împreună pe invitatul special al acestei seri, Emanuel Cârstea, căruia, bineînțeles, îi mulțumim pentru acest moment muzical excepțional. Doamnelor, domnilor, Atypic Beauty, cel mai emoționant eveniment de modă din România, se desfășoară pentru prima dată în Onești și ne bucurăm să vă avem alături de noi. Acest proiect sărbătorește diversitatea și vă va conduce în această seară într-o călătorie care promovează un mesaj puternic. Frumusețea este în noi, nu în aparențe. Modele cu dizabilități vor defila cu încredere și eleganță alături de personalități locale și ne vor prezenta creațiile remarcabile ale designerilor români. Vor aduce astfel un omagiu frumuseții care trece dincolo de dizabilitate și veți avea prilejul de a afla poveștile de viață ale unor oameni care ne inspiră. Ediția cu numărul 46 a evenimentului reprezintă continuarea unei mișcări ample pentru schimbare și ne dorim ca toți cei care se află alături de noi să dezvolte după încheierea evenimentului o perspectivă mai deschisă și mai empatică asupra lumii. Atypic Beauty vorbește despre redefinirea frumuseții și despre înlăturarea oricăror prejudecăți legate de ideea de dizabilitate. Cu un concept unic în România, proiectul a fost creat în anul 2013 de asociația Open Your Heart, înființată și condusă de Magda Coman, pe care o veți cunoaște în câteva clipe. De-a lungul celor 11 ani, fiecare ediție a încurajat acceptarea și incluziunea în societate a persoanelor cu dizabilități și a contribuit la crearea unei lumi în care fiecare persoană este privită cu respect și susținută în călătoria sa unică.
Sunteți invitați să petreceți această seară alături de noi pentru a vă bucura de un eveniment unic în România, care va fi urmat de un super concert Alexandra Ungureanu. Prezentarea de modă va începe în câteva clipe și dorim să le mulțumim tuturor celor care ne-au oferit suportul necesar în organizarea evenimentului. Organizatorii Atypic Beauty sunt Asociația Open Your Heart și Primăria Municipiului Onești. Atypic Beauty beneficiază de fiecare dată de contribuția designerilor români și le mulțumim pentru tot suportul oferit. Creațiile vestimentare care vor fi prezentate pe podium poartă semnătura următoarelor branduri: L'Atelier Couture, Lali Wear, Milo Revedere, Mihaela Androni Atelier, Tatien și Costis Atelier. În cadrul evenimentelor Atypic Beauty facem apel în fiecare an la oficialități și firme private pentru a se alătura în efortul nostru de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități. Rolul acestei inițiative este acela de a crește încrederea în sine a persoanelor cu dizabilități, stimulând astfel dorința de performanță și evoluție pe plan profesional. Așa cum vă spuneam cu câteva clipe în urmă, o voi invita chiar acum pe scenă pe cea care a organizat de fiecare dată cu multă atenție acest proiect. Scopul evenimentului a fost de a schimba ideile preconcepute și de a arăta societății că verticalitatea, puterea și calitatea unui om nu depinde de modul său de a se deplasa. Atypic Beauty este o pledoarie despre oameni cu motivații puternice, curaj, ambiție, solidaritate și conștientizare. Un splendid weekend s-a încheiat la Gura Văii. Aflat la a treia ediție, festivalul istoric a adus în atenția publică perioada Primului Război Mondial. Au răspuns prezent Asociația de Reconstituiri Istorice Ferdinand I, Asociația Edelweiss Ast, Asociația Culturală Tomis, Asociația Detectoriștilor Vrancea Eroică prin Mihai Andrei Hărăbor, Muzeul de Istorie Târgu Ocna prin muzeograf Alin Radu, dar și primarul orașului Târgu Ocna, Cristian Aurelian Civotaru, Vasile Boboc, cel mai bun detectorist al județului Bacău, și-a scos la lumină 10 de soldați căzuți în luptă, partenerul media Acum TV Kit prin Lungu Valentina Daniela, Inspectoratul Județean de Jandarm Bacău, partener de mare nădejde, angajații Serviciului de Servire și Administrarea Domeniului Public și Privat, fără de care nu ar putea avea loc niciun eveniment public, dar și fotograful Claudiu Ștefănescu. Am mers pe ideea istoriei predate pe viu. Cel mai bine rămâne întâmplărit în minte atunci când pui mâna, când simți, când vezi, când poate chiar și trăiești ceea ce a însemnat Primul Război Mondial. Am optat pentru această dată pentru că pe 28 iulie împlinim 110 ani de la începerea Primului Război Mondial, atunci când Ungaria a declarat război Serbiei. Suntem la Gura Văii, satul Pătrășcani, aici unde plachetele comemorative arată că am avut suficienți eroi și în Primul Război, și la Independență, și în cel de-al Război Mondial. Am deschis evenimentul, e prima parte a zilei atunci când primim invitații, facem prezentările și încercăm să punem la punct detalii pentru cea de-a doua etapă a zilei, de la ora 17, când, să zicem, lucrurile vor fi mai întoi și vor culmina, evident, cu o bătălie mult așteptată. Într-adevăr, felicitări pentru inițiativă. Am văzut copii veniți din tot județul, copii care iubesc istoria, unii știau despre anumite obiecte, știau despre ce vorbim, despre Ferdinand, despre Carol I, despre istoria noastră, a nației noastre, dar și copii care au descoperit abia acum aici. Asta e și scopul evenimentului. Știți foarte bine că eu mă adresez în principal copiilor, elevilor, și am următorul crez: dacă din 200-300 de copii care o să ne calce pragul zilele acestea, 20 devin curioși, încep să caute, încep să scormonească, eu mi-am atins scopul. E bine ca să știm de unde am plecat, pe unde am fost, în ce direcție mergem. Tocmai de aceea promovez acest tip de evenimente cultural-istorice pentru educație, pentru cultură, pentru cunoaștere. Iată că pe lângă, să zicem, reconstituirea istorică propriu-zisă, avem și o expoziție de obiecte găsite pe linia frontului în Primul Război Mondial și nu departe de Gura Văii, foarte multe chiar în imediata vecinătate. Așa este, nu suntem departe de triunghiul morții, ca să spun așa, de linia frontului. În dreapta avem puțin mai la vale Pralea, un pic mai sus Măgura Cașin, Oituzu, Cireșoaia, de ce nu? Suntem de Fiera Moldovei. Suntem cei care am ținut standardul sus în 1916 până în 1918.
Guravăi, râpile și gropile, așa cum se numeau ele în trecut, nu au fost scutite de niciun efort. Am vărsat și noi sânge, am fost culoar de trecere pentru refacerea de la Sascut, Orbeni, la Sascut, acolo unde regele Ferdinand a declarat că va da înapoi pământuri celor care luptă în război. Dar Guravăi rămâne în istorie pentru, să spun așa, pentru un moment unic al ei. Cu toții cunoaștem că în perioada războiului s-au încercat trădări. Cea mai mare trădare este a generalului Crăinicianu, nepotul mareșalului Constantin Brezan, care a încercat să convingă regimentul din care făcea parte să treacă de partea Austro-Ungariei. Nu s-a întâmplat acest lucru, a fost capturat pe dealul Cărlanului de la Pralea și executat în fața regimentului său, de către regimentul său 25 Racova, undeva în fosta comună Gropile, la limita dintre Temelia și Dumbrava. Iată că la Guravăi se pedepseau trădătorii. Într-adevăr, ați punctat cum nu se poate mai bine și mă bucur că ați adus în discuție istoria acestui trădător, pentru că a fost executat ca fiind trădător, dar mai știm și pasiunea dumneavoastră pentru istorie și știm că v-ați adus eroi acasă. Așa este. O să trec puțin în revistă faptul că, deși avem multe nume trecute pe monumentele eroilor din comună, unul singur e mai sonor, e mai recunoscut la nivel național și decorat de altfel, sub locotenentul erou Gheorghe Turturică, mort în cel de-al doilea război mondial pe câmpurile din Covasna. Am reușit să-l aducem, după o muncă și o trudă de 2 ani de zile, birocratică vorbind, de la Ilieni, iar anul acesta împlinește un an de când își odihnește veșnicia în satul natal din Motocești. Una a fost una din dorințele comunității și știu că ați muncit mult la aducerea acasă a eroului, dar cred că efortul și recompensa sufletească de data aceasta sunt inegalabile și nu v-ați făcut decât o datorie de onoare. Așa este, o datorie de onoare, o datorie morală față de erou. Sunt convins că și-ar fi dorit să revină acasă. De altfel, părinții lui au o cruce în cimitirul de la Pătrășcan, pe care au lăsat cu limbă de moarte că își doresc ca fiul lor să revină în pământurile natale. Ziua de astăzi și cea de mâine are o dualitate, ca să spun așa. Promovăm istoria, promovăm cultura, dar împreună cu buni prieteni ai mei, buni colaboratori, care se află astăzi, promovăm și o altă pasiune, o pasiune frumoasă care scoate la lumină istoria. Promovăm activitatea de detecție de metale autorizată în condițiile legii. Cunoaștem cu toții că n-am fi văzut cu ochii noștri lucruri dacă nu existau acești detectoriști de metale, dacă nu se îndrăgosteau de acest hobby. Și copiii, mai ales și tinerii din ziua de astăzi, care își caută, să spunem așa, o pasiune pentru liniștea sufletească, pentru a trăi pentru ea, au ocazia să cunoască tainele detectorismului. Deci, cu alte cuvinte, venim la Guravăi, învățăm, aflăm și de ce nu devenim mai curioși și citim mai mult? Evident. La cei mai mici până la cei mai mari. Stârnim curiozitatea pentru istorie, apetitul pentru a ne cunoaște trecutul și stârnim curiozitatea și pentru detecția de metale. Noi ne dorim, noi, cei care facem parte din breasla asta, ne dorim să creștem, să găsim cât mai multe vestigii, să punem istoria pe masă și să o putem palpa. Și de data aceasta, un mare număr de copii au fost prezenți la lecțiile de istorie redate pe viu. Dar cele mai mari calibre, că noi avem aduse calibru 305, care l-au folosit atât germanii cât și austro-ungarii, și până la cele mai mici, de calibru 37 mm, care au folosit exact în linia întâi, în tranșee. Am înțeles. Deci, cu alte cuvinte, o invitație pentru cei care ne urmăresc să vină să vadă. Ce le spui? Vă așteptăm aici la Guravăi să vedeți expoziția organizată de Muzeul de Istorie Târgu Ocna în colaborare cu detectoristul Vasile Boboc, care el este președintele subfilială a Culturilor Dofteana. Și totodată vă invit să vizitați mauzoleul de la Târgu Ocna, pentru că el este unic în țară, prin amplasament și arhitectural, și este singurul din județ. La 4 ani distanță de la prima sa prezență pe traseul dărmăneștean și implicit și prima victorie, Emil Ghinea s-a impus la finele trofeului Valea Uzului, stabilind totodată și noul record al traseului de aproape 3 km. Deschidem oficial astăzi a 5-a ediție a campionatului național de viteză în coastă, trofeul Valea Uzului. Sigur că alături de noi îl avem pe bunul nostru prieten Adi Răspopa. Nici nu știu, Adi, pe unde ești, te salutăm.
simt că ești alături de noi și dacă acum 5 ani spuneam că vom continua, iată că am ajuns la a 5-a ediție. Luisa, îmi doresc tare mult să participăm și la majoratul acestei competiții, nu mai avem mult, da? Suntem la a 5-a ediție, 13 ani e mare lucru. Și de ce nu la următoarele ediții să avem aici 7, 8, 9 campioni câștigători, nu doar cei doi care se duelează și își dau picioare pe sub masă, să zic așa. Sperăm să avem două zile superbe la Dărmănești. Vremea, din ce am văzut, va fi bună. Sperăm să fie o competiție perfectă, așa cum îmi place mie să spun, și de altfel cum am fost și în anii anteriori. Fără niciun fel de eveniment, să câștige cel mai bun și să ne bucurăm de fiecare dată când venim la Dărmănești. Mulțumesc tare mult, încă o dată succes tuturor! Mulțumim încă o dată domnului Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești și gazda de suflet de fiecare dată când venim cu atâta bucurie aici în singurul oraș, ce spuneam, desfășoară o etapă de viteză în coastă. Luisa Răzpopa, mă bucur să vedem că din nou, iată, cu ghilimele de rigoare, ați mutat munți alături de Adi, bineînțeles, alături de o echipă fantastică construită de către acesta, iată, tradiția continuă și suntem onorați să fim prezenți la 5-a ediție a trofeului Valea Uzului. Mulțumesc, Stef, bună seara, bună seara, dragi sportivi, bună seara, Dărmănești. Mulțumim că ne primiți din nou pentru al 5-lea an în mijlocul dumneavoastră și nu numai că ne primiți, ne asigurați tot suportul pentru ca acest eveniment să se întâmple la cele mai bune standarde. Vă mulțumesc, dragi sportivi, pentru că veniți de atât de departe. Este o onoare ca într-o lună cu trei etape de viteză în coastă Dărmăneștiul, trofeul Valea Uzului, să alinieze la start atâția sportivi. Încă o dată vă mulțumim și sperăm să plecați de aici cu amintiri faine, cu trofee și să vă întoarceți și la ediția de majorat, vorba domnului primar. O să dau cuvântul sport, o să mulțumesc echipei noastre, Tima de Răzpopa, sunt niște inimoși și niște oameni care fac niște sacrificii extraordinare pentru ca acest eveniment să se întâmple. Mulțumesc primăriei Dărmănești și sponsorilor noștri, Panimon și Automoto Invest, dealer Skoda Bacău. Și o să dau cuvântul sportului, Emil. Bună seara! Pentru mine, etapa asta de la Valea Uzului, în primul rând, înseamnă Adrian Răzpopa, înseamnă prietenul meu, Adrian Răzpopa, și vreau să vă felicit pe voi, cei din spate, Luisa, echipa, domn primar, pentru ce faceți aici și sper să, în memoria lui Adrian, sper să ducem etapa asta mulți ani de acum încolo. Eu voi veni atâta timp cât voi fi la start, nu se știe cât, un an, doi, trei, cinci, voi veni negreșit, pentru că eram foarte bun prieten cu el. În rest, ce pot să vă spun? Îmi doresc să fie un weekend cu o vreme frumoasă și să se întâmple așa cum îmi doresc eu. Eu sunt pregătit și să nu uităm că nu suntem numai noi doi la start, sunt și colegii noștri, e și Dominica aici, îl avem aici lângă noi, e și Huli cu al lui Osela și mai sunt, e și Sorin Huțanu și de restul poate că n-am uitat de niciunul, dar dacă mă iau acum să vă enumăr pe toți, sigur voi uita și poate nu e bine. Vă mulțumesc, haideți să ne vedem mâine dimineață la start, să fim pregătiți toți și îmi doresc să fie soare așa cum îmi place mie. Vă mulțumesc! Șirul imbatabil al lui Octavian Ciovică din ultimele trei ediții ale trofeului Valea Uzului s-a încheiat duminică 28 iulie 2024, odată cu cele două manșe de concurs, ambele aparținându-i lui Emil Ghinea, care devine matematic noul campion al categoriei 2 la viteză în coastă. Adevăr, suntem la 5-a ediție, la prima nu am avut-o în programul meu, dar la celelalte trei ediții le-am și câștigat, am și fost prezent. Vin de fiecare dată cu mare drag. Bucurie, dacă ai câștigat. Da, cu multă bucurie, pentru că suntem bine primiți, organizarea este impecabilă în fiecare an, îmbunătățirile traseului se văd și acum am discutat cu domnul primar și s-a curățat, s-au făcut rigolele. Deci se evoluează în fiecare an din punct de vedere organizatoric.
Numărul concurenților este puțin cam mic la a cincea ediție, dar în memoria lui Adi eu vin de fiecare dată aici pentru că am fost destul de buni prieteni și colegi la aceeași echipă. Venim ca acasă. Cum găsești Dărmănești dacă venim ca acasă? Pentru că totuși atâtea ediții în spate, deja avem experiență. Da, îl găsesc la fel în fiecare an, cu mici excepții. Văd niște îmbunătățiri, mai văd un șantier aici, colo, deci se mișcă lucrurile, mai ales că domnul primar este alături de noi de fiecare dată începând de joi, când luăm legătura cu el, mai dă-ne o cazare, mai caută un loc pentru un coleg și este prezent alături de noi în fiecare zi pe toată perioada desfășurării competiției. Este și la premiere, facem pariul în fiecare an, vine la mine, bă, dacă câștigi, bam, bam, bam. Și atunci e un bun, cum să zic, susținător, lider, este alături de noi, alături de cei care se implică în organizarea acestei competiții, e alături de toți colegii mei, de organizatori, de piloți, e între noi și asta este un lucru bun. O recomandare, de ce să vină lumea la Dărmănești în opinia ta? Avem cei mai buni piloți, avem mașini electrice, avem monoposturi, avem TCR-uri, Volkswagen, Seat, avem o grămadă de mașini interesante. Îi așteptăm pe toți, comăneșteni, oneșteni, Târgu Ocna, Slănii, Băcăuani. Vă așteptăm pe probă sâmbătă și duminică, începând cu ora 9. Sâmbătă avem 3 manșe de recunoaștere plus 2 de calificări, iar duminică începând cu ora 9, primele 2 manșe de recunoaștere, manșa de concurs, cele 2 manșe de concurs, nu știu exact, pe la ora 1:30, cam așa, cred că 14, vor fi. Premierea mică va fi fix la startul probei, iar premierea mare va fi fix aici, în centru, unde ne aflăm și noi acum. Team Adi Răspopa continuă și în acest sezon munca începută de campionul și maestrul automobilismului sportiv românesc-oneștean Adrian Răspopa. Și anul acesta la start s-au înscris un mare număr de sportivi, mulți dintre ei prieteni ai regretatului Adi Răspopa. Pentru mine este a doua etapă, anul trecut am fost prima dată, față de anul trecut sunt mai puțin piloți, dar asta nu este un lucru rău, vom da tot ce putem să facem un spectacol garantat. Oricum, a cincea ediție a adunat de-a lungul timpului nume de prestigiu din toată România. Da, sunt foarte mulți piloți importanți la start. Noi pentru anul acesta ne aliniem cu o mașină specială, un proiect unic în Europa. Avem o Tesla de competiție, o Tesla de viteză în coastă și anul trecut am avut fix la etapa aceasta primul podium pentru o mașină electrică în Europa la viteză în coastă, fix aici la Dărmănești. Pentru mine o etapă foarte, foarte frumoasă și vreau să felicit și organizatorii, își fac o treabă extraordinară și pe domnul primar. Absolut o competiție frumoasă și organizare ca la carte. Mi-a ridicat mingea la fileu, vreau să te întreb de mașină, mașină atipică în opinia mea, nu știu. Da, la etapa aceasta sunt singurul cu mașină electrică, mai sunt mașini electrice de competiție în România, dar pentru weekendul acesta eu voi fi singur. Care e pronosticul sau ce ți-ai propus să obții? Să fii cel mai rapid turism. Și să repetăm figura frumoasă de anul trecut, să venim pe podium general. Și bineînțeles tot să fie bine și în regulă la finalul competiției. Pentru absolut toți colegii să ne întoarcem așa de bucuroși toți la premiere, la fel aici în zona primăriei. O întrebare, pentru că fiind a doua ediție, na, deja poți să zici că te-ai dumirit ce înseamnă Dărmănești. Cum îl găsești ca și oraș? Este oraș stațiune totuși. Da, eu vin mai devreme la această etapă și mă duc în zona barajului și stau foarte multă vreme pe acolo, nu doar pentru traseu, ci și pentru peisaj, chiar fac clipuri, promovez. Îmi place foarte mult zona aceasta, am fost anul trecut și am fost surprins plăcut și voi reveni cu mare drag oricând. Ca și traseu în sine, ce vă propun autoritățile? Este o etapă dificilă, nu e dificilă? În opinia ta, evident. Sincer să fiu, este un traseu dificil, este un traseu scurt, nu este foarte lung, dar este foarte, foarte tehnic. Vizător, da, este foarte tehnic și trebuie să fii foarte atenție, e un traseu greu, nu este dintr-un... Nu, este un traseu greu, un traseu tehnic, dar îmi place foarte mult. Ediția a 5-a a trofeului Valea Uzului, contând ca etapa campionatului național de viteză în coastă, este un eveniment organizat de Team Adi Răspopa și Rally Spirit Onești, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local al orașului Dărmănești. Acestea au fost știrile, vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Duminică 4 august, vremea se răcorește. În partea a doua a zilei sunt șanse să apară izolat adverse de ploaie. Maxima zilei va ajunge până la 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 18 grade Celsius. Luni, 5 august, vremea continuă tendința de încălzire. Maxima zilei ajunge până la 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 17 grade Celsius. Marți, 6 august, vremea se menține caldă. Cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!